Centrul de Cultură și Art al Județului Sela și Centrul de Cercetări Biologice Jibou anunță organizarea ediției a noua a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale Arta în Grădină. Evenimentul cu desfășurare anuală va avea loc în perioada 30 august-8 septembrie 2020 în cadrul natural deosebit oferit de Grădina Botanică din orașul Jibou. Evenimentul din acest an este susținut de Primăria Orașului Jibou prin Asociația Prietenii Grădinii Botanice și de revista online modernism.ro din București. La această ediție vor participa artiști Arpat Arpad Fabian din Cluj-Napoca, Florin Gherasim din Cluj-Napoca, Vasile Istrate din Cluj-Napoca, Marius Lehene din Statele Unite ale Americii, Mircea Moldovan din Târgu Mureș, Dorel David Morar din Târgu Mureș, Radu Șerban din Cluj-Napoca și Lucian Țintariu, tot din Cluj-Napoca. Lucrările de pictură, grafică, ceramică, fotografie și sculptură vor fi realizate de către artiștii participanți la această ediție a tabere de creație și se vor circumscrie sub genericul locul ales. În cadrul activităților culturale conexe, simpozionale va beneficia de prezentări și comunicări legate de temele artelor, arhitectură și psihologie, susținute de către invitați și de o parte dintre participanți. În data de 6 septembrie 2020, la Grădina Botanică din Jibo se va vernisa expoziția de bilanță a acestei ediții, care va cuprinde lucrările realizate în perioada tabere de creație din cadrul simpozionului. Lucrările din această ediție vor întregi colecțiile de arte contemporane ale instituțiilor organizatoare, și anume Centrul de Cultură și Arte al Județului Sălaj și Centrul de Cercetări Biologice. É de Gibó.